Da. George a primit și el un apartament? Păi cum l-a primit? George imediat a primit apartament. Cum? Și mașină. George nu... Și mașina i-a dat. I-a luat domnul Becali mașină. Păi da, i-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. Așa. I-ați luat și mașină cadou? Da. Și mașină cadou de 35.000 și apartament de 200.000. Nu erau la domnul Becali. Păi nu e. E Gianni Chiriță, fier de nerve aici în emisiune. Că nu, păi noi că, aveam, că, păi nu, noi aveam, Gigi, noi aveam 30.000 de dolari pe an. Păi ăștia ia câte 300.000 odată să-și cumpere apartament, avans. Și tot nu-i bine. Și tot fac figuri. Da. E regulă... Păi da. Nu că nu fac figuri, că nu fac băieții figuri. Nu fac. De exemplu, Tavi a zis, i-a zis lumeme. I-a zis, domnule, zice, când am ținut mingea acolo în tușă, da. I-a zis, da, bă, copile, ai ținut mingea în tușă, ne-ai câștigat meciul. Ca să nu mai avem emoții. Și a zis, când am ajuns cu mingea acolo, înspre partea aia stângă, mi-am adus aminte ce ne-a zis domnul Becali, bă, dacă am 1-0 și mai sunt 7-10 minute, nu mai am nevoie să fie 2-0. Am nevoie să-mi ții de minge. Și mi-a venit în cap aia. Și am executat ce a zis domnul Becali. Uh-huh. Vezi? E bine, e o vorbă, domn Becali, ochiul stăpânului îngrașă vita. Nu se mai ocupă stăpânul, praful să alege de gospodărie.